Ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră, ne bucurăm că te avem aici alături de noi. Mulțumesc că m-ați chemat. Bun, atunci hai să începem. Deci, când și cum ți-a venit prima oară ideea de a face videoclipurile pe care le faci acum pe TikTok? Păi, eu pur și simplu mi-am instalat iar aplicația parcă prin 2020, așa, când nu era foarte popular în România. Și știu că toată lumea m-a luat la mișto că, mamă, cum să ai aplicația asta, că nimeni nu mai folosește, că e cringe. Și după, în carantină, toată lumea a început să folosească și așa. Și eu aveam un alt cont, unde nu prea ajungeam pe For You, nu știu cum să-i explic. Și mă frustra foarte tare pentru că toată lumea ajungea, toți prietenii mei au început să folosească și toată lumea ajungea și nu înțelegeam ce fac greșit. Așa că m-am enervat și am făcut un cont nou și n-am spus nimănui. Și, nu știu, pur și simplu am zis că o să postez acolo și văd ce se întâmplă. Și până la urmă, mă rog, mi-au ajuns câteva videoclipuri, m-au găsit și prietenii mei și cam asta a fost. Și de obicei, care sunt reacțiile prietenilor sau colegilor tăi la videoclipurile tale? Comentează sau? Ah, nu comentează. Mi se pare și amuzante unele. Adică mai fac mișto de mine în ultimii ani, prieten, dar n-au reacții nasoale, ca să zic așa. Bun, acum povestește-mi puțin despre, să zicem, procesul tău creativ. De unde îți vin ideile pentru videoclipuri? Pentru că foarte multe dintre ele par inspirate în viața reală. Și când le creezi de obicei? De obicei, mi-e place să filmez seara. Nu știu, pentru că și atunci am mai mult timp, adică în timpul zilei, nu știu, fac teme, mă ocup pentru pac, toate astea. Și seara și pur și simplu, nu știu, mă gândesc cam ce ar prinde la public sau ce mai întrece mie prin cap. E așa foarte random. Și da, unele sunt, adică majoritatea sunt inspirate ori din întâmplările mele, ori din ce am auzit de la alții. Și de obicei îți vine ușor inspirația sau uneori simți că pur și simplu nu găsești nimic interesant despre care îți vorbești? La început era foarte ușor pentru că dacă n-am mai făcut clipuri de genul, imediat îți vine așa, uite, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta, dar odată ce, nu știu, faci foarte multe videoclipuri, mai rămâi și așa fără idei și câteodată stăteam și mă gândeam, bă, ce să postez și dacă nu-mi vine, nu-mi vine. Și ai poate un fel de program, ca să zic așa, adică, nu știu, niște zile în care stai la birou și te gândești, uite, despre ce să postezi săptămâna viitoare sau doar așa? De obicei, în weekend, dar înainte îmi făceam cu o zi înainte, dar acum le fac cu o oră înainte sau ceva. Te obișnuit, ai devin, da. Și ai vrea ca în viitor să experimentezi cu noi tipuri de conținut, adică altfel de videoclipuri sau, nu știu, să faci colaborări cu branduri, cu alte persoane? Am mai început să fac colaborări cu branduri, nu la nivel atât de mare, dar, nu știu, poate pe viitor aș vrea să încerc și YouTube-ul, da, dacă o să am timp, da, chiar nu cred că o să am timp de așa ceva. Și TikTok-ul e mai impersonal, ca să zic așa, și poți să postezi orice vrei pe YouTube, trebuie să fii mai profi și nu cred că sunt făcute pentru așa ceva. Și dacă ar fi să-ți ofere șansa să faci o colaborare, de exemplu, cu un brand foarte cunoscut, așa, colaborarea de vis, care ar fi acel brand sau acea persoană eventual? În cazul ideal, în care ai putea să faci colaborări cu oricine sau orice. Nu știu, mă gândesc poate la branduri din astea de haine, cum ar fi Zara sau, nu știu, Bershka, mi-ar face mare plăcere. În schimb, nu pot să mă găsesc oameni altceva. Te consideri în general o persoană perfecționistă? Adică, de exemplu, atunci când filmezi, ai mereu grijă la toate detaliile, să nu se ridice firul ăla de păr sau nu știu ce, sau pur și simplu pornești camera și vezi ce-ți vine? Înainte chiar eram avea grijă la orice, nu se vadă asta, nu se vadă nu știu ce, dar acum fiind foarte pe grabă cu A12 și, adică vreau să mă concentrez pe partea de bag, dar nici să nu neglijez TikTok-ul, ca să zic așa. Și acum nu prea mai am, adică mă uit așa foarte repede să nu mi se întâmple ceva și după trec, postez imediat. Și acum că ești a 12-a, ai încercat cumva să postezi mai puțin sau mai rar sau chiar încerci să ai același gen chiar dacă ești mai ocupată cu învățatul? Nu, postez mult mai rar. Înainte încercam să postez zilnic sau, nu știu, o zi da, o zi nu. Acum postez cam de vreo două ori pe săptămână, dacă am timp. Și au existat schimbări datorită, cum să zic, acestei rarități sau pur și simplu lucrurile au mers la fel de bine? Merg la fel de bine. No, super. Și tot că ești în clasa 12-a, simți uneori așa nevoia să iei o pauză de la social media, pur și simplu dezinstalezi tot, nu te găsește nimeni sau mai degrabă crezi că social media e un mod de a te relaxa?
Pentru mine social media e un mod de a mă relaxa niciodată. Adică mi s-a întâmplat o singură dată, nu știu, la un videoclip, am primit puțin mai mult hate când eram la început și ziceam că nu mai gata, mă las, că nu mai suport, dar acum mi se pare că și hate-ul este ceva bun și m-am obișnuit cu el, pentru că, până la urmă, nu toată lumea o să te placă niciodată. Ok, și acum că tot ai vorbit despre comentariile negative, se întâmplă des să primești comentarii negative, cum să zic, mai violente eventual sau mai grave? Sau de obicei sunt pur și simplu oameni care zic așa că nu mi-a plăcut asta sau nu mi-a plăcut cealaltă? Nu prea, n-am mai primit, adică ori unele sunt, adică le mai răspund și zic, a, nu era o glumă sau ceva și atunci n-am nicio problemă, dar chiar n-am primit deloc comentarii care să mă afecteze și să fie așa foarte violente. Majoritatea sunt că când nu sunt de acord cu videoclipul, ceea ce ok, e opinia lor. Deci e o comunitate destul de pozitivă din ce înțeleg. Până acum, da, acum, de ce o să mai fost. Să sperăm că rămâne la fel, da. Deci, chiar nu a existat niciodată în viața ta o perioadă în care mediul online a devenit toxic din orice motiv? Mai rău, a fost o singură perioadă când, nu știu, nu mai simțeam că rezonez cu nimeni de pe social media și persoane pe care le urmăreau, pur și simplu, nu știu, mă enervau așa, dar nu că făceau ele ceva, că aveam eu o problemă, dar, nu știu, mie îmi trece cu timpul toată chestia asta, mi-a trecut foarte repede. Și ai simțit vreodată o presiune internă sau poate chiar externă de a avea, nu știu, un anumit număr de urmăritori sau de like-uri sau de comentarii? Mi s-a întâmplat o singură dată, cred că acum un an, am avut, adică nici nu se știe dacă există chestia asta numită shadow ban, unde pur și simplu nu mai apar pe For You sau ceva de genul, algoritmul nu se mai împinge videoclipurile la persoane noi. Și adică eu am continuat să postez pentru că m-am gândit că păi măcar, adică mai sunt persoane care mă urmăresc și de ce să mă opresc doar pentru că nu mai pot să apar la alte persoane. Dar asta a fost singura perioadă, dar până la urmă am trecut peste pentru că am zis că eu continui să postez pentru susținătorii mei, ca să zic așa. Da, și în rest n-am mai avut nicio problemă cu TikTok-ul pentru că știu că acum în ultima vreme aplicațiile social media au început să cenzureze destul de mult conținutul. Deci și asta este o problemă. Eu oricum încerc să fac conținut mai așa, mai family friendly pentru că știu că mă urmăresc foarte mulți copii și adică n-aș vrea să promovez chestii rele, ca să zic așa, chiar dacă eu poate nu am o altă gândire și încerc să fac totul mai family friendly. Dar, da, chiar este o problemă pe TikTok cu cenzura, pentru că nu mai poți să folosești absolut niciun cuvânt și trebuie să gândești totul de dinainte. Și, pe total, ce înseamnă pentru tine social media? Adică, consider că e o parte foarte importantă din viața ta sau e ceva de care, la nevoie, de exemplu, ai putea să te detașezi ușor? Adică, este important. Pentru mine m-am obișnuit cu social media, nu știu, mă ciocnesc zilnic, ca să zic așa. Și adică chiar a devenit o parte destul de importantă pentru mine. Nu știu, mă înțeles că în fiecare dimineață cu mesaje, eu răspund la mesaje pe Instagram de la urmăritorii mei. Și, nu știu, unele sunt chiar foarte frumoase și îmi fac toată ziua și chiar mă gândesc oare ce m-aș face fără ele. Adică tu, uneori, chiar prin social media, prin urmăritorii tăi, poate îți crește încrederea în tine sau pur și simplu ai o stare mai bună pentru tine. Da. Frumos, foarte... Nu știu, de obicei aud povești foarte negative despre unii fani care, cum să zic, nu își susțin așa de frumos creatorii, deci mă bucur să aud că tu ai avut experiențe pozitive. Am primit și mesaje din astea, dar foarte multe erau în glumă și mă amuză foarte tare cum lumea se poate gândi la așa ceva și n-am nicio problemă să-mi trimit asta. Și, ok, ai zis clasa 12-a, ultimul an de liceu, ce planuri de viitor ai avea, de exemplu, la ce facultate vreau să dau? Eu vreau să dau la arhitectură, la noi în țară, la Mincu, și este o competiție uriașă și nici nu știu acum dacă o să intru, sincer, dar nu știu, eu încerc să desenez zilnic și să mă ocup și de partea de bac și de partea de TikTok și nu știu, sper că o să-mi iasă. Și te gândi vreodată, de exemplu, ca tocmai din aceste eforturi ale tale de a intra la facultate să faci, de exemplu, nu știu, o serie pe TikTok astfel încât fanii tăi să împărtășești experiențele pe care le ai cu fanii tăi? Nu
m-am gândit să fac o serie, adică mai fac din astea story time cu ce mi s-a mai întâmplat, dar chiar nu m-am gândit să fac o serie, chiar este o idee foarte bună. Mă gândesc că poate ar aprecia să știe prin ce treci și dacă ai zis că de obicei sunt persoane foarte pozitive, poate chiar o să te încurajeze sau să aibă sfaturi pentru tine. Și legat de activitatea de social media, ai vrea poate să o transformi într-un job, fie part-time, fie full-time, sau ai vrea să rămână totuși la nivel de hobby? Nu știu, adică eu de la început n-am vrut să fac chestia asta pentru bani, ca să zic așa, am vrut să fac doar, nu știu, să postez ce-mi trece mie prin cap și să fac ziua mai bună unor oameni. Acum am primit și oportunitatea asta să fac bani, adică, nu știu, colaborări, chestii din astea și mi-am dat seama că, adică dacă promovez chestii ok, nu cred că este o problemă, dar cred că o să rămân la partea de hobby. Pentru că asta am vrut să fie inițial și nu vreau să schimb asta. Adică vrei să te concentrezi pe arhitectură? Pe arhitectură, da. Și, adică să mai fac și videoclipuri în continuare, dar nu să fie asta jobul meu de viață. Și crezi că în viitor conținutul tău se schimbe foarte mult sau poți să rămâi în aceeași nișă? Cred că totuși o să rămân la aceeași nișă, la așa de family friendly, nu cred că o să fac altceva. Chiar așa de mulți fani cu, cum zic, în generală, de exemplu, de vreo copii de 12-13 ani sau? Majoritatea, adică mai am și oameni de liceu sau, nu știu, am văzut că mi-a dat un comentariu un profesor care mi-a zis că, a, că te urmăresc, îmi plac foarte mult videoclipurile tale și eram, nu pot să cred că mă urmăresc profesor. Și da, cred că așa o să rămână, cred că este cel mai bine. Era un profesor la tine din liceu sau? Nu știu cine era. De exemplu, doamna dirigintă sau alți profesori de la tine nu știu de... Nu, și mai bine să rămână așa. Prefer să da. Și în rest copiii din liceu? Mai sunt persoane din liceu care mă urmăresc și cu care am vorbit, adică mă mai opresc pe holul liceului. A, te știu pe TikTok, a, bună! Și pe stradă niciodată? Ba da, e foarte amuzant pe stradă, că am avut așa dintr-o dată, a, bună, putem să facem o poză, nu știu ce. Și când a fost ultima oară când s-a întâmplat asta, de exemplu? Cred că acum câteva zile prin Romană. Ah, ce frumos! Mulțumim foarte mult pentru răspunsul. Mulțumesc și eu. Mă bucur că te-am avut astăzi alături de noi. Și...